Salutare, dragi iubitori aflați în carantină sau autoizolare. Azi vorbim despre mașini fiabile sau mașini fiabile la americani, mai bine zis. Cei de la Consumer Reports au realizat un studiu de fiabilitate bazat pe experiențele a 400.000 de proprietari de mașini curente fabricate cu până la 3 ani în urmă și rezultatul îl veți vedea în imaginile următoare. Clienții și-au evaluat mașinile în funcție de motor, șasiu, spațiu, tehnologie, sisteme de asistență, sisteme de siguranță, iar cei de la Consumer Reports nu au făcut decât să ia aceste evaluări și să le pună în ordine descrescătoare sau crescătoare, depinde cum vreți. Noi am luat cele mai fiabile 10 mașini și vi le prezentăm. Dacă vă place acest clip, nu uitați să dați un like. Dacă vă uitați fără să vă abonați și vă ajută acest clip și materialele noastre, nu strică să dați un subscribe pentru că nu dăm în cap la nimeni. Și stați în casă, că mai e puțin și trece. Cosmin, hai cu genericul. Actuala generație Lexus GS se produce încă din decembrie 2011, dar fiabilitatea sa nu a avut decât de câștigat de pe urma acestei decizii. Modelul de clasă mare, care concurează cu BMW seria 5 sau clasa E, a fost deja înlocuit în Europa cu noul ES. Dar, spre deosebire de acesta, GS este construit pe o platformă cu tracțiune spate, cu motorizări de 2.0 turbo, 2.5 aspirat, 2.5 hibrid, 3.5 V6, 3.5 V6 hibrid sau 5.0 V8 aspirat. Luci, puteai scrie și mai multe? Lexus a avut câte un GS pentru orice client, slavă Domnului. Evident, nicio motorizare diesel nu a fost montată pe această mașină, precum și nicio transmisie manuală, japoneza fiind echipată cu transmisii automate cu 6 și 8 rapoarte sau CVT pentru versiunile hibride. Recomandarea noastră, dacă vreți să vă cumpărați un GS, este să optați pentru o versiune hibridă sau pentru formidabilul GSF cu motor V8. Mazda CX-9 este probabil una dintre cele mai necunoscute mașini de pe acest pământ. A doua generație nu doar că și-a înlocuit predecesorul, dar a înlocuit și CX-7. Mașina este mai lungă, la fel de lată și mai înaltă decât un Audi Q7, dar arată ca și când un CX-5 s-ar fi balonat după o dietă cu fasole. O glumiță ca de pandemie de-a lui Lucian, o trecem. Presimt că dacă am găsit un exemplar, Mihai ar încăpea în el. Singura opțiune motor transmisie este 2.5 Skyactiv G Turbo cu transmisie automată, Skyactiv Drive cu 6 rapoarte și convertizor de cuplu. Motorul cu 4 cilindri produce 230 de cai putere cu benzină de 91 sau 250 cai putere când este alimentat cu benzină cu cifra octanică de 93. Platforma este de Mazda 6, deci surprize mari nu sunt, iar tracțiunea integrală este opțională. La sub 34.000 de dolari, preț de pornire, nici nu te-ai aștepta să vină cu integrală în standard. Când eram mic, m-am plimbat foarte mult cu o Toyota 4Runner de generația 3 și am văzut pe pielea mea ce tank de mașină poate fi. Actuala generație, a 5-a, se produce încă din august 2009, iar mecanica sa este de o simplețe deosebită. Deși pentru o scurtă perioadă a fost disponibil și cu un 2.7 aspirat cu 4 cilindri și o transmisie automată cu 4 trepte, combinația ce l-a consacrat este un 4.0 V6 aspirat cu 273 cai putere și un cuplu de 377 Nm, folosită și astăzi. 4Runner vine în standard cu tracțiune spate sau propulsie, ca să vă împăcăm pe toți, dar un sistem de tracțiune integrală nepermanent îl fac aproape imbatabil în teren accidentat. După multe facelift-uri și după ce și-a demonstrat fiabilitatea în timp, Toyota 4Runner raportează vânzări în creștere. La un preț de bază de 36.000 de dolari, mașina chiar are un preț bun, având dimensiunile unui Touareg. A
A patra mașină japoneză din această listă și al doilea Lexus este SUV-ul de clasă medie NX, al cărui nume vine de la Nimble Crossover. Dracu să-l ia. Sau în traducere liberă, crossover agil. NX se produce din 2014 și rivalizează cu Volvo XC60 sau Audi Q5, că dacă zic BMW X3, iar mă acuzați de fanatism. Atât însetatul propulsor 2.0 turbo, cât și eficientul sistem de propulsie hibridă 2.5 litri cu transmisie ECVT și-au demonstrat fiabilitatea în timp. Dacă vrei să știi cum funcționează transmisia ECVT, și pentru că eu nu știu să explic pe înțelesul tuturor, în clipul cu Toyota CHR vei găsi explicația lui Vlad. Cu tracțiune față sau integrală, Lexus NX își va găsi clienți pe tot globul. Doar nu vă așteptați ca mașina să fie un exemplu de sportivitate în ciuda numelui. În România, Lexus NX are un preț de pornire de la 44.000 de euro cu TVA. Dar cred că faci o treabă excelentă dacă îți iei un exemplar SH cu kilometri puțini. Întreabă-l pe Daniel. Încă o japoneză. Mazda CX-3. Este un SUV de clasă mică, poți să-i spui și crossover, deși oficial este SUV. Mașina este construită pe baza hatchback-ului Mazda 2, iar asta se vede și la interior, care este aproape identic. Asamblat în Japonia sau Thailanda, CX-3 este disponibil cu propulsoare aspirate Skyactiv-G de 2 litri sau cu un turbodiesel de 1.5 litri care a fost înlocuit cu unul de 1.8 litri la facelift. Pe unele piețe a fost introdusă și opțiunea unui 1.3 turbo, dar nu ne interesează pe noi așa ceva. În afară de faptul că spațiul în spate este puțin cam mic, nu prea ai ce să-i reproșezi micuței japoneze. Fanii altor mărci vor ieși la înaintare spunând că e rușinos să ai un motor de 2 litri cu 120 sau 150 cai putere în prezent, când nemții sau francezii pot scoate 1000 de cai putere din jumătate de litru. Dar uite că pe partea de fiabilitate le iese. Să nu uităm că Mazda avea în 2003 motor aspirat rotativ de 1.3 litri cu 231 de cai putere. Și știm cu toții ce dezastru a fost acel motor. Mazda CX-3 pleacă de la 15.000 și un pic de euro la noi în țară, iar recomandarea noastră este propulsorul 2.0 SG cu 121 de cai putere. Cutia o alegeți voi. Mașinuța mea a prins un top de fiabilitate. Uii! Știam eu că a ales bine. Știam eu că am ales bine. Știam eu că am ales bine. După Avensis, Kona este a doua mea mașină care prinde un top de fiabilitate. A prins și E90-ul, dar acela era un top negativ. Kona este una dintre cele mai complete mașini mici la ora actuală. Poți să o cumperi pe benzină, diesel, hibridă sau electrică, având transmisie manuală sau automată cu dublu ambreiaj. 1.0 TGDI, 1.6 CRDI și Kona electric au puncte 1.0 TGDI, 1.6 CRDI și Kona electric au punte rigidă pe spate, în timp ce 1.6 TGDI și Kona hibrid au punte independentă pe spate. Micul SUV urban poate avea și tracțiune integrală pe motorizarea de 177 cai putere, dacă nu poți trăi fără așa ceva. Kona pleacă de la 12.722 euro cu rabla și este foarte ușor de recomandat, indiferent de versiune. Nu este un exemplu de tehnologie, dar vine cu foarte multe dotări pentru banii pe care îi dai. În mod normal, aș recomanda 1.0 TGDI, 120 cai putere, dar dacă ai 20.000 de dat, ia-ți Kona hibrid. Dacă ai 23.000, ia-ți Kona electric. Toate prețurile includ rabla sau rabla plus și pe deasupra mai este și fiabilă. Aveți prezentarea mea pe canal. Încă un Lexus pe această listă este dovada clară că tehnologia Toyota, fie ea nouă sau veche, este un exemplu de fiabilitate. Altă mașină, care se fabrică din 2009 și cu tehnologie relativ simplă, este SUV-ul GX, strâns înrudită cu 4Runner. Un V8 de 4.6 litri cu 306 cai putere au făcut din GX una dintre cele mai apreciate mașini din state. O transmisie automată cu 6 trepte și convertizor de cuplu se ocupă de transmiterea puterii către ambele punți, iar la 53.000 de dolari preț de pornire este fix în targetul clientului de Touareg.
GX dispune de caroserie pe șasiu separat, așa cum îi place lui Scărlătescu, o cutie de transfer controlată electronic și diferențial central Torsen. Interiorul nu este atât de modern pe cât ai vrea, iar mașina cântărește 2,5 tone și consumă 16 litri în oraș, dacă este să te iei după cifrele oficiale. Dar te pui cu fiabilitatea? Actuala generație de Toyota Prius arată ca și când un extraterestru speriat s-ar fi deghizat în mașină și încearcă să umble neobservat în trafic. Cu toate acestea, a patra generație a hibridului japonez are și câteva avantaje. Este spațios, este economic, este extrem de fiabil, nu cred că există cineva care să pună la îndoială acest lucru. Dacă poți să treci peste faptul că nu are Apple CarPlay sau Android Auto, sau dacă faci taxi Uber, ia-l și nu te mai uita la altceva. Unitatea aspirată de 1.8 litri o știm din 2009, de la generația trecută, dar a pierdut un căluț, ajungând la 98 și 40% eficiență termică, iar motorul electric de 72 cai putere ajută extrem de mult în traficul urban. Mergi cu hotărârea că ai un nou crud sub pedala de accelerație și poți scoate chiar și consumuri care încep cu 3 în oraș. Prius poate fi cumpărat de la 27.000 de euro cu TVA la noi în țară, la care poți să mai adaugi Rabla și Rabla Plus, iar garanția de 6 ani sau 150.000 de kilometri este foarte bună. Începând cu a patra generație Prius, modelul Prime este considerat un vehicul diferit, având cu totul alt aspect. Asta pe lângă tehnologia diferită. Dacă vrei un Prius Prime, trebuie să renunți la 150 litri de portbagaj pentru a face loc cu acumulatorul de 8.8 kWh și trebuie să ai un loc unde să o încarci la priză, deoarece vorbim despre un plug-in hybrid. Restul sistemului de propulsie este identic cu cel al lui Prius, iar dacă nu ți încarci bateria la priză, pierzi autonomia, exclusiv electrică, de peste 40 de km și vei merge exact precum un Prius normal. Un Prime te costă 31.500 euro cu TVA dacă îl iei cu Rabla Plus. 1. Mazda MX-5. Cine spune că mașinile fiabile sunt plictisitoare, sigur nu s-a urcat în noua Mazda MX-5. Generația ND se fabrică deja de 5 ani și a devenit răspunsul evident pentru cineva care vrea o decapotabilă plăcută la condus. Versiunea de bază are puțin peste o tonă, ceea ce o face mai ușoară decât un Logan. Ai motorizări aspirate de 1.5 sau 2 litri și, crede-mă, nu ai nevoie de mai mult. Dacă totuși vrei turbo lag și mai mult cuplu, alege un Fiat 124 Spider sau un Abarth 124 Spider. Este fix aceeași mașină cu altă emblemă și probabil cel mai fiabil Fiat din istorie. Revenind, caroseria RF este o targa cu plafon acționat electric și, deși îngreunează foarte puțin mașina, suspensia spate întărită, ce vine cu acest model, oferă mai puțin rulu și merită diferența. Dacă vrei să te bucuri de mașină în toate condițiile meteo sau dacă ai griji cu privire la întreținerea unui plafon textil. MX-5 pornește de la 25.000 de euro în România, ceea ce o face chilipiriul secolului. RF-ul pleacă de la 31.000 de euro, dar vine cu o echipară superioară. Eu mi-aș lua un RF cu un motor de 1.5 litri și cutie manuală, second, și l-aș parca lângă GT86 și Jimny.